Fiind născută pe tranziția de la berbec la taur, semnificația vieții tale este întruchipată într-un singur cuvânt, putere. Ai o personalitate incredibil de ambițioasă, puternică, faci ceea ce dorești fără consecințe negative pentru tine. Dacă reușești să nu te supui aspectelor agresive ale personajului tău, vei cădea sub influența farmecului și a atractivității. Tu ți-asumi cu ușurință responsabilitatea, îți formezi o idee și stabilești direcția pentru orice activitate comună. Convingerea și modul curajos de a te comporta în situații dificile încurajează încrederea în oameni și este mai greu pentru ei să reziste sau să ignore instrucțiunile și poziția ta de lider. Tu încerci să păstrezi un control strict asupra tuturor. Înzestrată cu calitățile de pionier și inovator, ai în primul rând certitudine și specificitate. Obiectivele pe care le-ai stabilit pentru alții ar putea părea dificil de realizat, deși pentru tine acest lucru este simplu. Prioritatea pentru tine nu este conducerea, ci abilitatea de a urmări acțiunile altora. Cea mai mare satisfacție o ai într-o carieră de succes, o stare maritală stabilă și un ritm de viață ordonat. În general, ești atrasă de acele structuri în care poți implementa pe deplin funcțiile de control. Oportunitatea de a modela ceva holistic și semnificativ al materiei prime grosire este în mod special tentantă pentru tine. Semnul tău zodiacal aparține constelației berbecului. Berbecul este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități: asumarea responsabilității pentru tine, curajul, entuziasmul, explozivă, ambițioasă, firească și invincibilă, aflată sub puterea războinicului Marte, elementul tău este un foc strălucitor și arzător, ești o femeie puternică care poate inspira pe alții și îți poți atinge scopurile. Perseverența și hotărârea în combinație cu o voință puternică te pot ajuta să atingi înălțimi fără precedent. Totuși, de cealaltă parte a monedei, temperamentul tău fierbinte, agresivitatea și uneori pasiune excesivă, atât în ceea ce privește sexul cât și în afaceri, pot strica foarte mult. Este mai bine pentru tine să folosești voința ta de fier pentru a combate izbucnirile de furie și aspirațiile zadarnice, ceea ce poate duce la conflicte și chiar leziuni. Calea către armonie se află în autocontrol. Este de asemenea o idee bună să asculți nu numai sentimentele tale, de exemplu, furie sau gelozie, ci și interlocutorul. Guvernatorul tău astral este Marte. Planeta Marte este responsabilă pentru stocul de energie, precum și pentru neliniște. Această planetă este favorabilă pentru lucrătorii din domeniul sănătății, funcționari, profesori, artiști. Planeta ta în exil este Venus. Lui Venus îi poți mulțumi pentru lipsa de maniere și de har. Născut în această zi de tranziție de la semnul berbecului la semnul taurului, ești extrem de ambițioasă și puternică, te străduiești disperat pentru conducere. Puterea înseamnă mult pentru tine. Tu întotdeauna faci ceea ce consideri necesar, iar cei care nu se supun presiunii directe și agresive nu pot rezista carismei tale extraordinare. Tu nu te temi de responsabilitate, dai cu ușurință idei și indici direcția de dezvoltare. În situații de urgență, te comporți foarte îndrăzneț și cu încredere, ceea ce te face atractiv în ochii altora. Pericolul este că, în orbirea ta de către alții, poți uita de propriul tău potențial și nu mai poți permite talentelor să se dezvolue. Prin urmare, este mai bine să-ți identifici punctele forte cât mai curând posibil, atunci vei avea șansa reală de a ajunge la înălțimi în profesia aleasă. În plus, dacă înveți să asculți pe alții și să înveți din greșelile care au fost făcute, succesul este asigurat. Dacă aceste lucruri nu se întâmplă, te poți transforma într-un operator orb a unor sarcini de rutină, plictisitoare. Tu nu ar trebui să te temi de schimbare. Este extrem de important ca tu să nu pierzi punctul cel mai înalt, care vine de obicei la vârsta de 20 până la 30 de ani, când soarta ți oferă o oportunitate unică de a face o alegere decisivă. De regulă,
Tu eziți foarte mult timp, înconjurându-te cu o barieră de multe scuze, dar odată ce ai arătat slăbiciunea inimii, nu vei putea niciodată corecta greșeala, deoarece nu va mai exista o a doua șansă, din păcate. Dacă la intersecția vieții, de regulă, la vârsta de 40 sau 42 de ani, vei putea alege calea cea bună, vei cunoaște cu siguranță fericirea și succesul. Dacă faci o greșeală în această perioadă, te poți confrunta cu problema nerecunoașterii și subestimării de către societate, sau poți simți că ești în mod absolut exclusă, iar atunci degradarea ta completă este inevitabilă. Cu toate acestea, ar trebui să te temi de amețeli din cauza succesului pe termen scurt sau a câștigului financiar pe termen scurt, deoarece există riscul de a pierde din vedere scopul principal al vieții. O condiție indispensabilă pentru progresul tău constant este capacitatea de a rezista dorinței de a controla orice situație de viață în care te afli. În niciun caz nu ar trebui ca nimeni, în primul rând, un prieten sau un copil, să fie lipsită de dreptul de a face propriile greșeli. Dorința de a te proteja și de a-i proteja pe ceilalți, chiar dacă din intenții bune, se poate transforma într-o încălcare a drepturilor celui iubit. Te distingi față de alții nativi din berbec având astfel de calități, curaj, pasiune, activitate, ești mereu în mișcare, făcând mii de lucruri în același timp. Fiind o iubitoare de libertate, tu apreciezi independența și aprecierea membrilor sexului opus, spui adesea ce crezi, fără să te temi de a ofensa interlocutorul. Cum afectează data de 19 aprilie soarta ta? Principala ta caracteristică este aceea de a ține totul și toată lumea sub control. Datorită acestui fapt prețuiești specificul și certitudinea. Frontierele la care aspiri par a fi obiective nedorite pentru mediul tău, dar pentru tine este mai simplu. Conducerea nu este principalul lucru în viața ta. O prioritate mai mare este urmărirea activităților și afacerilor altor persoane. Un vârf de satisfacție pentru tine este o carieră de succes, stabilitate în familie și un ritm stabilit de viață. Pentru tine sunt tentante acele structuri unde poți implementa funcțiile de control 100%. Mai grea pentru tine este invenția de ceva semnificativ și holistic. În consecință, tu vezi misiunea ta pe pământ în creație, fie că sunt urmași, fie idei, fie obiecte. Tu ești inspirată chiar și prin contribuția la realizarea creațiilor și a lucrărilor altor persoane. Dragoste și compatibilitate. În dragoste, ești un romantic adevărat. Grijulie, blândă, senzuală, poți fi un partener cu adevărat devotat și de încredere. Dar setea de schimbare și lupta împotriva provocărilor vieții te pot afecta în sensul că pierzi interesul pentru uniune dacă devii plictisitoare și prea previzibilă. Perspective favorabile pentru o relație sănătoasă și pe termen lung ai cu gemenii care sunt și inovatorii neobosiți. Un sagetator luminos și impulsiv este partenerul ideal pentru tine. Ai multe în comun cu vărsătorul independent, dar va trebui să te aștepți la cea mai înaltă trădare din partea lui. Una dintre cele mai reușite alianțe o poți forma cu un antagonist din pești, care îți va ceda cu bucurie conducerea, încântându-te cu misterul și disidența sa, dar aici ar trebui să-ți calmezi căldura pentru a nu-l ofensa pe partenerul tău. Romanul cu un reprezentant al berbecului este posibil, dar aici poți primi o palmă, ducând de la separare, deoarece bărbatul berbec nu este gata să fie condus pentru o lungă perioadă de timp. Cele mai insuficiente uniuni matrimoniale ale tale sunt formate cu reprezentanți practici ai semnelor pământului, Capricorn, Taur și Balanța, care par a fi atât de plictisitori pentru tine încât vei renunța singurică, dar siculeu, deoarece în lupta pentru conducere apar doar contradicții. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Tu ai tendința de a crea idoli. Pericolul este că ești orbită de succesul altora, uiți de propriile tale talente și de potențialul tău și, prin urmare, nu-ți permiți să te deschizi. Prin urmare,
va fi mai bine să-ți identifici punctele forte cât mai curând posibil. În acest caz, vei avea șansa de a face o carieră în profesia potrivită. Tu ești capabilă să realizezi mult mai multe decât oamenii din jurul tău. În conducere, tu prețuiești supravegherea și controlul celorlalți. Nu este plăcere mai mare decât să-ți dai seama că ai ajuns în topul carierei, ai reușit să-ți construiești o familie, că viața ta este complet construită de tine și este sub control, că nu ești amenințată de nicio surpriză. Lucrul cu tine este cel mai bun în domeniul în care îți poți realiza dragostea pentru acuratețe și control. Tu iubești să creezi, să organizezi. Aceasta include atât creativitatea din materie primă, cât și ideile brute ale altora. Ești atrasă de planuri și idei mari, precum și de personalități puternice. Adevărat, trebuie să fii atentă să nu fii rănită de cineva pentru a-ți pierde complet interesul față de propriul tău potențial, care în acest caz poate rămâne neschimbat pentru totdeauna. În tinerețe, tu trebuie să înțelegi ce vrei din profesia ta, care sunt punctele tale forte. Este important să poți extrage o experiență valoroasă din greșelile tale și să asculți sfatul oamenilor inteligenți. Dacă nu te poți dezvolta în această direcție, atunci riști să rămâi doar executorul ideilor altor persoane până la sfârșitul vieții tale. Sănătate și boli. Dacă ești angajat în muncă sedentară, trebuie să-ți monitorizezi greutatea. Prin urmare, exercițiul zilnic este esențial pentru menținerea sănătății. În plus, este necesar un somn prelungit. Tu rar ești predispusă la insomnie, dar dacă brusc în situații stresante există probleme cu somnul, ele pot fi rezolvate cu ajutorul băilor fierbinți cu uleiuri și masaj, aromaterapie. Sexul regulat cu cel iubit este foarte binevenit. În efortul de a controla cu desăvârșire totul și toată lumea, te expui unei mari poveri psihologice. De aceea este util să te relaxezi din când în când, inclusiv la masă. Ești liberă să alegi bucătăria pe care o vrei în această zi sau mâine, de la clasică la exotică, nu există restricții, trebuie doar să-ți urmărești greutatea. Soarta și norocul. Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele îmbunătățesc toate proprietățile tale, atât pozitive, cât și negative. Ești hotărâtă? Persistența ta în atingerea dorințelor poate fi de invidiat. Nu îți place să fii restricționată, ceea ce uneori poate duce la conflicte cu structurile societății. Dacă proprietățile negative ale naturii tale sunt puternice, atunci caracterul tău este neîngrădit, despotic. Tu nu tolerezi când ești criticată, nu știi cum să asculți alte persoane, ești obișnuită să-ți impui opiniile, regulile jocului. Tu ești supărată de orice dezacord. Dacă nu-ți schimbi caracterul, nu te angajezi în dezvoltarea de sine, viața ta va fi plină de durere și se va sfârși foarte rău. Dar dacă trăsăturile pozitive sunt mai pronunțate, dacă ai ales calea evoluției și avansezi, vei reuși să obții tot ce dorești. Sfaturi pentru tine. Este important să nu pierzi șansa pe care ți-o dă soarta între vârsta de 20 și 30 de ani, șansă care îți poate schimba drastic toată viața. Nu îți fie frică de aceste schimbări, ele vor aduce o mulțime de lucruri bune. Dacă vei pierde șansa, înspăimântată de nesiguranță și de schimbare, atunci soarta, cel mai probabil, nu îți va permite să corectezi ceea ce ai făcut, deci fii mai îndrăzneață. A doua alegere importantă și o șansă bună revine la vârsta de 40 de ani. Aici alegerea ta este deja mai conectată cu fericirea personală. Eroarea poate duce la respingerea de către societate, subestimarea, nerecunoașterea și stagnarea în singurătate. Nu lăsa succesul sau câștigul financiar mare să îți umbrească ochii. Întotdeauna amintește-ți despre cele mai importante priorități de viață și alege-le pe acelea, nu banii sau creșterea carierei. Trebuie să înveți să-ți suprimi dorința de a controla tot ce se întâmplă. Acest lucru este valabil mai ales pentru viețile oamenilor apropiați de tine. Lasă copiii și rudele să facă propriile greșeli. Crede-mă, ei nu vor fi mai fericiți dacă numai tu vei determina fiecare alegere în soarta lor.
Nu încălca drepturile persoanelor apropiate și dragi, chiar și din dorința de a le proteja. Nu controla chiar tot. Puțină spontaneitate nu strică. Prinde trenul vieții până nu este prea târziu. Ce cadouri ți se potrivesc? Ești ca un copil care se bucură de orice dar. Pentru tine, nu este nimic mai ofensator decât să fii uitat să-ți dăruiască ceva de ziua ta. Dar dacă ceva chiar nesemnificativ este ambalat luminos și vesel, atunci deliciul care te cuprinde va fi asemănător cu o ploaie veselă de vară. Simplul gest al darului va fi acceptat cu plăcere și, în plus, nu vei pleca fără să aduci mulțumiri care pot depăși darul primit cu un ordin de mărimea prețului. A primi un cadou servește ca un buton de pornire pentru atenția reciprocă. Totuși, preferi un dar pe care îl poți încerca imediat sau îl poți folosi ori de câte ori este posibil, astfel încât să ți reamintească de cel care ți l-a dăruit. De aceea, darurile comestibile sunt ca niște felicitări care nu pot fi atinse. Ceva comestibil poate servi ca o sudură pentru darul principal. De asemenea, florile nu provoacă reacții speciale pentru tine. Conform experienței tale, florile trăiesc prea puțin, iar tu atragi deja toate lucrurile vii. Atâta timp cât lucrul poate fi folosit, acela este în viață, dar, potrivit concepției tale, nu poți folosi florile. Un avertisment: nu accepți daruri de la oameni care nu-ți plac. Iubești tehnologia, în special noua tehnologie digitală. Desigur, aceasta îți va aduce bucurie într-un telefon nou, o cameră foto de înaltă calitate. Dacă situația financiară permite un automobil, atunci să fie roșu, în caz contrar, vei invidia în continuare proprietarii de autoturisme roșii strălucitoare. Pentru tine este mai bun un dar ieftin, util în timp, deoarece te poți simți ofensată de un dar scump și inutil. Poți fi dispusă să accepți un set de teflon, mai degrabă decât un laptop chic. Îmbrăcămintea sport poate constitui un cadou bun pentru tine. Ești atât de inteligentă încât sportul nu este perceput ca un hobby, ci ca o componentă obligatorie, consolidând sănătatea. Pentru gospodinele modeste toate felurile de vase, precum și o mașină de cusut, un aspirator nou. Dar dacă cineva ar dori să îți ofere bijuterii, în acest caz, este mai bine să ți se ofere șansa de a alege independent. Cercei cumpărați cu câteva zile înainte de vacanță vor fi de neuitat pentru tine. Vei primi cu plăcere seturi originale de bijuterii, seturi de manicură și tot felul de brățări sau decorațiuni interioare. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.